coaliției în ultima perioadă. Doamna Șan. Probabil, cu siguranță, dacă domnul Roașcan spune că dumnealui nu știe, atunci cu siguranță dumnealui nu știe, că altfel nu ne-ar fi mințit, nu? Așa cum, în cazul în care nu știe domnul Roașcan, nu înseamnă că nu e adevărat ceea ce a spus Cristian Popescu Piedone. Probabil că sunt niște mesaje porumbei, neporumbei, transmise de către premierul Marcel Ciolacu, pentru ca Cristian Popescu Piedone să se retragă. Atâta timp cât și public s-au făcut aceste cereri, vă dați seama că ele există și prin underground, că până la urmă există persoane care iau legătura și cu Dar Marcel Ciolacu. Dar dumneavoastră știți cine sunt acești iau legătura și cu Cristian care Popescu l-au contactat Piedone. Pe Cristian Popescu Piedone? În momentul de față sunt mulți care și-ar dori ca actualul primar de la sectorul 5 și candidat la primăria generală a Capitalei din partea PUSL să se retragă. Dar el n-ar fi candidat în cazul în care, de la bun început, PSD sau PSD împreună cu PNL s-ar fi decis și ar fi pus un candidat care ar fi fost, de la bun început, capabil să-l trimită acasă pe Nicu Șordan. În cazul în care Gabriela Firea, spre exemplu, ar fi fost, de la bun început, candidat la primăria Capitalei din partea PSD sau din partea Alianței, Cristian Popescu Piedone a și spus, nu și-ar fi depus candidatura. Și-a depus candidatura când a văzut că e aproape imposibil să se scape Bucureștiul de Nicu Șordan. Domnule Romașcan, dumneavoastră l-ați întrebat pe domnul Ciolacu.